Numele meu este Teo Trandafir și îmi face o mare plăcere și o mare onoare că stau de vorbă cu dumneavoastră astăzi. M-am născut la data de 2 iunie 1968 în Pitești, Argeș, foarte puțină lume știe, are senzația că sunt brăileancă, sunt piteșteancă de fapt. Și am făcut o căruță de școală prin diferite locuri, am făcut școală la țară, am făcut școală cum se făcea, am făcut școală pe vremea lui Ceașcă, am făcut facultate pe vremea lui Ceașcă, nu era decât o facultate. Și anume aia, am făcut arabă principală, engleză secundar și sunt mândră de asta pentru că dacă era arabă secundar era cu totul alta proporția dintre cele două limbi. Urma să nu profesez de fapt niciodată, lucru pe care nu aveam de unde să-l știu în anul 1986 când am intrat la facultate din prima. Și asta s-a întâmplat pentru că Revoluția m-a prins la final de facultate. Profesoara cu care îmi dădea mie lucrarea de diplomă era fix Miora Roman, care s-a trezit într-o bună zi doamna prim-ministru, deci n-am mai avut timp de Teo Trandafir care își făcea lucrarea. S-a dat o ordonanță de guvern sau ceva de genul ăsta care prevedea ca secția de arabă, nu știu dacă și ceilalți, puteau opta pentru un an suplimentar. Eu am optat pentru anul suplimentar și fac parte dintre foarte, foarte puțini filologi care au făcut 5 ani de facultate. Recunosc că la ultimul nu m-am mai dus pentru că după Revoluție, una dintre chestiile foarte inteligente care s-au făcut, în afară de datul afară al profesorilor care deranjau, a fost și prezența facultativă la cursuri, adică, am făcut parte dintre cei care au profitat de asta pentru că m-am angajat imediat ca vânzător de bilete la o agenție de turism. Vânzând bilete la o agenție de turism, m-am întâlnit cu niște turiști francezi care vreau neapărat bilete la Paris. Nu aveam. M-am invitat la un băruleț, unde m-am dus. Și odată ajuns acolo, au venit minerii. În seara aia au venit minerii. Și atunci viața mea a luat o întorsătură ciudată pentru că unul dintre francezi era director comercial la un post de radio franțuzesc care tocmai venise în România, Fan Radio București, pe 67,8 la vremea respectivă, omul nu prea vorbea românește și avea nevoie de secretar. Iată cum din vânzătoare de bilete am ajuns secretar dactilograf. Într-una dintre seri, la radio nu mai eram decât doi, directorul de producție și cu mine, a venit un domn disperat că vrea o reclamă pentru un Impex de la Brașov, m-a rugat pe mine să-l fac, eu n-aveam cum că eram dactilograf, am putea să... În orice caz, m-a impresionat foarte tare, mi-a spus că dacă nu fac reclama aia, îl dă afară, patronul. Am intrat în producție, am făcut reclama și din momentul am intrat la știri. Am început să citesc știri, nu mi-a plăcut niciodată, aveam emoții foarte, foarte mari, am renunțat, m-am întors la postul de secretară și a trebuit până la urmă să intru pe post și făceam atâtea emisiuni încât nu vă dați seama. În anul 1991-92 făceam deja radio, făceam emisiuni de la... Pe aici nu se trece, de-astea, patriotice, până la altele despre care n-are rost să vorbim acum, pe care le făceam după 19 noapte, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și eram aceeași voce care făcea emisiuni pentru copii. Adică trebuia să fac 10.000 de voci, că n-aveam bani. Adică nu puteam să angajăm 100 de oameni pentru 100 de voci. Într-o bună zi, un prieten al meu m-a invitat să văd cum arată un radio adevărat, respectiv Radio Pro FM. Am fost angajat acolo, după o probă... mai mult, cred, formală, dacă stau să mă gândesc bine, unde l-am întâlnit pe Adrian Sârmu, care este omul definitoriu pentru existența mea, omul care mi-a marcat existența încă de atunci, 1993. Pentru mine, iată, mai e puțin și se împlinesc, dacă nu cumva chiar 93, se împlinesc 20 de ani de când, cumva, într-un fel sau altul, destinul meu a fost influențat de destinul lui și de hotărârea lui și de generozitatea lui și de altruismul lui și de nebunia lui de a face perfecțiune, că așa sunt geniile, n-ai cum să le tragi în derizori. Așa s-a întâmplat că după aia am plecat, am făcut, am început să fac televiziune dintr-o întâmplare, pentru că așa a avut Mihai Tatulici, cu care m-am întâlnit complet din întâmplările în lift și nu vă plictisesc cu toate astea. Vreau să vă spun un lucru însă. Toți oamenii care vă vor spune că viața lor a fost calculată și că i-au știut dinainte ce vor face, mint. Tot e o chestiune de conjunctură, tot e o chestiune de noroc. Dacă nu mă întâlneam cu ăla care să mă ducă la ăla și să mă vadă din întâmplare ăla care să mă supună la un test și în ziua aia să fiu bine, nu eram niciodată nicăieri. Pentru că eu cunosc oameni mult mai deștepți, mai determinați, mai cultivați și mai umblați decât mine, care nu au ajuns aici, unde vezi, Doamne, sunt eu, unde ai urar și rășinile în cap. Nu. Totul e o chestiune de oportunitate. S-au deschis niște porți, mulțumește Dumnezeu, mergi mai departe. Nu te lăuda și nu spune tu că tu ai văzut și cum s-a învizajat și cum vedeai și tu știai și cum panorama. Panorama e pe naiba. A avut bafta că ai fost în momentul respectiv. De asta vă spun că, după părerea mea, calitățile care te duc într-un loc, te duc într-un loc dacă așa e să fie. Că poți să ai toate calitățile de pe lume și tot vai de sufletul tău să ajungi. Pentru că nu s-a nimerit.
Știți câți oameni care lucrează la șaibă, la propriu, n-au citit mai mult decât mine? Iar eu am avut noroc, nu știu cum, în facultate, de exemplu, din 10 plimbări ale lui Rousseau, eu citisem decât 5, că am plictisit îngrozitor și mi-a picat a patra. Dacă îmi pica a șasea, picam examenul și nu era. Înțelegeți ce spun? Toate lucrurile astea legate te duc într-un loc. Nu cred în calitățile pe care ți le-ai cizelat. Sigur că dacă te prinzi că ceva merge în viață, încerci să o cizelezi pe aia. Să-ți cizelezi cinstea, bunul simț, altruismul, loialitățile, prieteniile. Bun. Dar să-mi spui mie că... Nu, cred în asta. Dacă mi-ar fi spus cineva că o să ajung eu vreodată doamna Teo, n-aș fi crezut, ba chiar aș fi râs. Dacă mi-ar fi spus cineva că o să ajung să văd moartea în față și să mă întreb se poate mai mult decât atât și răspunsul meu să fie negativ, iar n-aș fi crezut. Mi s-a întâmplat toate astea. Moartea îți dă o, un fel de detașare. E ca atunci cu căzutul de pe cal. Știți că tot auziți cu metafora cu căzutul de pe cal. Dacă ai căzut de pe cal și nu te-ai ridicat atunci, rămâi la podea. Sfatul meu, și am ajuns să dau și sfaturi la 43 de ani, măcar atâta sunt permis și eu, este ca momentul în care va lovi ceva, momentul în care mi s-a întâmplat ceva, sus, sus înapoi pe cal. Sigur că e rău, sigur că te ții mai greu, sigur că e alta situație, că nu o să fii niciodată ca înainte, îți asumi și mergi mai departe cu ce știi că ți-a rămas. Și îți faci inventarul, e fix ca la gestionare. Am pregătit. Ce am avut? Cu tare. Mi s-a întâmplat beleau. Da. Cu ce am rămas? Cu tare. Putem să suprimim? Răspunsul meu este da. Cu ce să rămâne? Atât. Dacă ți-a rămas vorba Stelei Popescu, din ăla dai. Și tot te descurci cumva. Tot impresionezi. Bă, dacă nu prin aspectul fizic, pe care eu, de exemplu, nu l-am avut niciodată, prin strălucirea ta interioară. Dacă oamenii nu sunt gata să vadă asta, nu e nicio problemă. Paraziții spună la un moment dat, într-un text, nu ești binevenit, pleacă. Niciodată nu m-am impus unor oameni. Niciodată n-am bătut la ușă. Niciodată n-am făcut benere cu mine. Dacă a vrut lumea să deschidă televizorul, bine. Dacă a vrut lumea să mă invite într-un loc, bine. Dacă nu, nu. Nimeni nu trebuie să se bage pe gâtul nimănui. Și în meseria asta cu atât mai puțin, pentru că devenim agresivi, falși și lipsiți de strălucire. Dacă ne vezi peste tot, pe toate zidurile, când deschizi frigiderul să-ți apară megla noastră, așa? Eu cred că meseriile astea de apariție publică trebuie făcută cu suficientă delicatețe încât să fie o onoare pentru tine fiecare zi. Să-i mulțumești lui Dumnezeu că a fost până aici. Dacă nu o să mai fie, nu o să mai fie. Dacă te apuci să crezi despre tine că norocul ăsta care te-a izbit este o meserie, ți se va lua. De asemenea, cred că în momentul în care ai obosit, trebuie să te retragi pentru că se va vedea. Telespectatorul nu trebuie să vadă când ești obosit, că nu e treaba lui. Treaba lui este să dea drumul la televizor și să vadă ceva care să-l facă să zâmbească. De exemplu, cazul meu. Dacă nu mai poți să faci asta, ușa e acolo. Stimatul are asupra ta o putere fantastică, ușor divină, dacă nu spun prea mult. Asta. Nu-mi convine, schimb. Pentru că pot. Este singurul loc unde eu sunt stăpân. La serviciu am un șef care mă bate la cap în fiecare zi să predau niște dosare. Acasă am niște copii care mă bat la cap că vor calculator. Și o nevastă care mă bate la cap că ea s-a săturat să lucreze la APAC. E, în schimb, în fața televizorului, eu sunt demiurgul. De-aia meseria asta, care e atât de invidiată de toți, atât de dorită, eu predau la o școală de televiziune unde de altfel mă și aflu, în momentul de față, toți vor să fie de la televizor. Dom'le, nu-i o șmecherie. Nu-i o șmecherie pentru asta. Nu poți obliși pe nimeni să te placă. Nu poți obliși la serviciu, dacă ești contabil, de exemplu, poți să obliși pe cineva să-ți accepte cifrele, pentru că în contabilitate 2 plus 2 vor face crește 4. În televiziune poți să facă 3 și un pic. 4 radical de 3 pe 2. Poți să știi că stimatul se sucește. E o meserie pe gheață, o meserie alunecoasă, o meserie care îți cere fără să-ți dea și când începe să-ți dea, te ia mama Ana, că nu mai știi pe ce lume trăiești, trebuie să te ancorezi în realitate, prietenii tăi, că altfel e razna, ți se pare că ești inventatorul roții din țate, rău de tot. Adică trebuie să ai... Trebuie să te gândești exact ca alpinistul care face o pauză pe furtună. Trebuie să-și bage bine acolo acoperișul în gheață, că vine vântul și o ridică vorba poeziei. Vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la materialul ăsta, dacă ați avut răbdare să-l vedeți până la capăt, pentru că aș vrea să trag o concluzie. M-am născut dezbrăcată, capul gol, înăuntru, și o să mor la fel. Miza acestei vieți este să ne simțim bine între. Cât se poate. Că mai vine câte o nenorocire, ne mai dă jos, ne mai rupă pe cal, mai una, mai alta.
Nimic în afară de moarte, doamnelor și domnilor, nu este de nereparat. Odată ce a murit, s-a încheiat lucrarea. Până atunci, orice se poate recupera. Orice. Bărbatul plecat, copilul plecat în străinătate, alea. În afară de moarte, totul se poate repara. Organismele noastre, creierele noastre, au capacitatea de a se restructura. Ce ai pierdut, recapeți în altă parte. Doar că trebuie să ai mintea și puterea să vezi unde îți crește în altă parte. Nu mai am abdomen. Abdomenul meu în momentul ăsta este compromis complet. Nu-i nimic, facem lombare. O să mă țin cumva. Am grijă să nu fiu lovită în abdomen. Tot timpul stau în poziția asta. Nimeni nu o să știe în afară de voi. Pentru că nu vreau să se știe. Că nu mă interesează să se știe. Mă interesează să știți voi, pentru că poate aveți nevoie de mine. Nu-mi place să vorbesc despre chestia asta. Despre moarte și despre Viena. Îmi face o nespusă neplăcere. Pentru că nimeni nu-i place să aducă aminte cum a suferit ca un câine legat de mâini și de picior 100 de zile. Nu e ceva să știi. Apropo, la o sticlă de șampanie, știi că era să crăp. Dar, gândindu-mă că miza s-ar putea să fie tu sau cineva apropiat, sunt gata să-ți arăt. Sunt gata să-ți explic. Sunt la dispoziția ta când vrei tu. Cu o condiție, să ții minte că totul se repară. Mulțumesc!